Salutare tuturor oamenii la Electric Life. Astăzi am continuat cu conectarea controlerelor, senzorilor, valvelor și așa mai departe. Aici l-am conectat după plan. Da. La fel și senzorul ăsta de presiune cu electrovalvă aici. Și de aici merge în tablou. Aici, da. Avem și planul acolo, aici, cablurile alea două. Tabloul ăsta. Va trebui să punem capace, nu avem aici la noi. Am schimbat separatorul, după cum v-am zis, separatorul celălalt era bușit și nu făcea contact. Când îl încrânșai, numai o singură fază. Pe celelalte două erau nul, zero, nada. Am luat unul de la Mersen și celălalt e la gunoi. Ok, astea sunt canalele pentru cabluri, cu capace. Tablou, da, merge pe acolo pe sus, instalația un pic îngrămădită pentru că, da, sunt multe țevi, un pic ne-a dat de furcă, dar în două zile jumate am terminat cu tot și în partea de jos. Conectat tot frumos în doză și din doză, l-am alimentat aici și ăla de acolo, cum v-am zis, la fel și aici. Ok, să facem conexiunile aici. Schimbăm și ochelarii. Plouă afară cu gheață. Nene, și fac video. Și fac video. Prea puțin loc în interior, trebuie să le îndoi puțin, să iasă așa într-o parte. Și astea două, pompa de mestre și pompa pentru recirculare, pentru merg amândouă în controller acolo. Și avem și un cablu de alimentare, în general, din tablou, cu RCB-uri. Stâns la maxim. Ok. Avem o fază nul, negru și gri. Asta o să stă în parte de sus. Ah. Așa e când ai butuci la mâini. Prea intră degetele pe oriunde. Cam suzagă, scai pe mine. Și-a văzut că-s... Nu știu ce-i unul.
So, habe ich grau-schwarz-blau-braun. Der Vergleich dort. Okay, acum o să ne împing mufa în clima ei aici. Și asta a fost tot. Stai să întorc camera să vă arăt. Nu vreau să se întoarcă. Deci aici numai doar atât și atât în interior. Bun. Merge pe acolo, asta pompa de aici, pe aici pe țeava asta și vin toate aici. Și pe asta tot să pun undeva aici. Le conectăm și avem conexiune la pompă și la pompa de amestec, la clapa asta care deschide și închide circuitul aici. Ok, filmez dincolo și vă arăt imediat. Și aici mai am un senzor de temperatură care se montează aici la pe șasele asta și unul pentru, asta e pentru interior, pentru țeava de apă și unul vine afară montat pe peretele clădirii ca să facă diferența dintre ce în interior în țeava de apă, apa cât de ce temperatură are și cât e de frig afară și atunci reglează temperatura automat. Și mai trebuie să montăm aici ceva. Un regulator, un controller, modul de control care va veni și ăsta aici. Ok. Bun, am montat și controllerul pentru modulul ăsta hidraulic. Înfigem mufa acolo, în carcasă. Am dus un cablu de bus. Pac. Am fixat, cablul intră aici, busul vine aici. De aici se poate duce la un alt modul hidraulic, un alt bus, da? Aici e senzorul de temperatură din interior și mai trebuie cel de exterior să facă diferențele, să vadă ce temperatură e afară. Dăm și țip la jos. Kannst du jetzt anmachen? Și colegul o să-i dea drumul. Das ist, ja. Alles grün und kommt die Controller an. Vine și s-o porni și controllerul și o să ne spună, să ne semnalizează, o să trebuiască să îl programeze
după carticică. Aici a fost cum planul de conexiuni. Și deocamdată atât aici. A pornit și pompa. Da, și ne indică și parametrii. Da, e la primul nivel. Va trebui să programeze controller oricum. Da, cam atâta. Cam asta pentru astăzi. Aici. Ok. Bun. Sper că v-a plăcut. Sper că ați înțeles ceva. Aștept să vă abonați. Să dați like, share, subscribe. Să săriți în sus de fericire. Și ce să zic. Ne vedem la un video viitor. Poate și mai interesant pentru voi. Poate, poate nu. Sper eu că da. Bun. Deocamdată atât în video ăsta, sper că ați înțeles ceva. Dacă nu mai exerțați, mai citiți, vă mai uitați la videoclipuri și ce să zic, noi ne vedem la un video viitor, mult mai bun sau poate nu. V-am salutat, ciao, ciao, vă doresc numai bine. Pa!